Bun, găsit, dragi telespectatori! Am prezentat deja pe televiziunea noastră o seară formidabilă aici, la Clubul Sportiv Municipal Onești. Desigur, copiii sportivi s-au bucurat foarte mult pentru că au avut invitații de onoare, atât din București cât și din. Țară, dar mai ales faptul că a venit Moș Crăciun și le-a adus cadouri deosebite. Despre oaspeții noștri, desigur, o să rugăm să ne spună doamna directoare Ingrid Strate, Să românile, bine ne-am regăsit. În această seară a fost superb aici la Clubul Sportiv Municipal. Bună seara, eu vă, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre Într-adevăr a fost o seară deosebită, a fost aș putea spune unică prin modul de organizare al ei Fiindcă până acum acest gen de petrecere de final de an nu a mai făcut Și aș putea spune că ideea nu mi-a mie în totalitate Ideea a plecat de la Fundația Olimpică, de la Andreea Răducan Ideea care mi s-a părut grozavă și am, am îmbrățișat-o, și atunci am spus că, după un an de muncă, după un an de sacrificii, această grupă de copii de la Lupte Libere, de la Berzunți, pe care am înființat-o acum un an de zile, merită cu prisosință acest dar de Crăciun. Da, și ați mai avut și alți invitați, vă rog să-i să prezentăm. Pentru desigur, noi o să le luăm la o parte le-am și luat interviuri. Spuneți-ne despre secretarul general al Federației Române de Lupte. Da, cum ce să vă spun, că doar în asemenea momente vezi oamenii care iubesc cu adevărat sportul și iubesc cu adevărat copiii și care răspund invitației sau unui moment organizat de către, știu, o instituție mai mică din cadrul unui minister mai, destul de mare. Într-adevăr a fost prezent și secretarul Federației Române de Lupte, domnul Alin Grigore, fost luptător de performanță și ce să vă spun, au venit și ei încărcați cu daruri, deci copiii au primit daruri neașteptate de multe și, și frumoase și chiar utile aș putea spune. Iar pentru noi a fost o mare surpriză pentru faptul că a răspuns acestei invitații, iar alături de, de, Fundația Olimpică și de domnul Alin Grigore a mai fost antrenorul federal și inclusiv oameni de suflet ai Oneștiului care au răspuns necondiționat de fiecare dată atunci când eu le-am bătut la ușă și le-am cerut sprijinul când a fost vorba de copii sportivi din CSM-onești. Putem chiar preciza, au fost din partea Alianz Siriac, a fost bunul nostru prieten Nelu Butucaru și așa mai departe. Deci oameni pe care e bine să-i nominalizăm pentru că. Sunt aproape de dumneavoastră cu sufletul și vă sprijină și dacă mai aveți de menționat nume de oameni sau de firme care v-au ajutat, cu mare drag, la noi publicitatea nu, da. nu se plătește. Da, într-adevăr sunt uh, câțiva oameni care în ultimii șase ani au fost, chiar dacă de acolo din spate, din umbră, ne-au stat de deauna aproape și aici uh, mă refer cu adevărat la Nelu Butucaru, care uh, indiferent de uh, disciplina pentru care i-am solicitat sprijinul, că a fost gimnastică, că au fost haltere, că au fost lupte, niciodată nu m-a refuzat și chiar aș putea spune că duminică Datorită acestui om, am reușit să-i facem majoratul Cristinei Zoltan, dubla vicecampioană mondială a Oneștiului, care a împlinit 18 ani, și acest lucru a putut fi posibil doar datorită lui Nelu Butucaru, care i-a organizat majoratul în, într-o locație de-a dumnealui în totalitate. Iată, un sprijin deosebit, dar, așa cum îl știm noi pe Nelu Butucaru, acum vă profit de această ocazie. Vreau să spun că și cu noi, cu televiziunea, întotdeauna a avut o relație foarte, foarte frumoasă. Este un om de toată laul, cu suflet un de suflet deosebit, acasă. da. Și dați-mi voi, tot în aceeași măsură, să vă spun că mai am un om de suflet care, tot așa, a răspuns de fiecare dată. Este vorba de Neluțu Matei, fost luptător al uh, Oneștiului și al CSM Oneștiului care uh, cu grupul lui de foști sportivi de, cu grupa lui uh, uh, de, de foști luptători organizează în fiecare an Memorialul Cristuț concurs organizat nu de către club, clubul este doar gazdă. Neluțu este cel care este în spatele acestei uh, competiții, care deja au luat o amploare foarte mare, având foarte multe cluburi invitate și care uh, organizează la un nivel, deja aș putea spune, național, alături de colegii săi. Și uh, Neluțu Matei este unul din oamenii tot din... Aș putea spune din prietenii și partenerii clubului, fiindcă la fel, de fiecare dată și nu numai a fost alături de, de noi. Despre evenimentul în sine, desigur, nu are sens să vorbim noi acum, pentru că deja am prezentat sau veți vedea pe exclusiv TV înregistrarea integrală, așa cum procedăm noi de obicei a evenimentului. Vă lăsăm să vă bucurați dumneavoastră, dragi telespectatori, de ceea ce veți vedea. Lupul cel rău care e animat de... Nu le mai trebuie nimic, nici suc, nici mâncare, nici tort, nici absolut nimic. Este lupul cel rău acolo care uh, face tot felul de uh, jocuri și de uh, concursuri cu ei și... Pot spune că, într-adevăr, este o seară minunată, este o seară uh, ferică, este o seară a copiilor, a sportivilor CSM-onești, a luptătorilor CSM-onești, pe care o merită după un an de zile cu prisosință. Da, aș putea spune că este chiar o seară completă, având în vedere uh, întreaga echipă care a organizat acest eveniment și punem aici, adăugăm și uh, reprezentanții media care. Am încercat să, să prindem absolut toate detaliile cât am putut noi și tocmai de aceea mă gândesc că ar fi bine, având în vedere acest an plin de rezultate, bogat în, în rezultate sportive, să vă rugăm, doamna directoare, să adresați un mesaj atât copiilor sportivilor dumneavoastră, cât și părinților și. Celor cu care colaborați, un mesaj pentru sărbătorile de iarnă. În primul rând, aș vrea să felicit cei 199 de sportivi care au participat anul acesta în competiții și care au adus rezultate frumoase, și unii dintre ei chiar foarte frumoase, atât pentru club cât și pentru Onești. Aș vrea să felicit familiile lor pentru. Ce copii deosebiți au crescut și au format, și noi să sperăm să ducem mai departe și să-i formăm ca adevărați oameni ai, uh, ai României. Aș vrea să urez tuturor oneștenilor, uh, tuturor celor care ne-au urmărit de-a lungul timpului, uh, sărbători fericite, cu pace și cu liniște în suflet, sărbători în care să-i aibă alături pe toți cei dragi, pe toți cei poate pe care nu i-au văzut de mult timp și să reușim să intrăm în noul an cu dreptul, să intrăm cu sufletul încărcat de energie pozitivă, să încercăm să fim mai buni și să ne uităm cu mai mult, zic eu, clemență și, sau, și înțelegere către aproapele nostru. Vă mulțumim și în numele telespectatorilor noștri vă dorim și noi sărbători fericite alături de cei dragi și în mod special alături de echipa dumneavoastră de aici de la Clubul Sportiv Municipal, care într-adevăr merită felicitările noastre pentru rezultatele obținute. Vă mulțumim încă o dată! Și noi vă mulțumim și la mulți ani!